Slăvit să fie Domnul! Îi mulțumim Domnului că din nou în această seară ne-a binecuvântat, ne-a dat harul acesta minunat să fim în prezența Domnului, să fim înaintea Domnului și vrem ca toată lauda, toată cinstea și închinarea în această seară să le aducem Domnului. Amin. În 1 Petru, capitolul 4, capitolul 5, versetul 6 și versetul 7 spune așa: și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Am vrea ca în această seară și dorința Lui Dumnezeu în această seară ar vrea ca fiecare dintre noi care suntem în casa Domnului în această seară să aruncăm asupra Lui toate îngrijorările noastre, toate poverile noastre. Vrea Dumnezeu ca în această seară să ne elibereze de orice lucru și vrem ca Dumnezeu să facă lucrul acesta în mijlocul nostru. Știți, magii au venit la Domnul Iisus. Și magii au venit pe un drum, dar în prezența Domnului, înaintea Domnului, nu poți să pleci pe același drum. De ce aș vrea ca în această seară, probabil fiecare dintre noi am venit cu probleme, cu necazuri înaintea Domnului, dar din prezența Domnului noi trebuie să plecăm diferiți, pentru că prezența Domnului ne schimbă și a vrea ca în această seară, cuvântul Domnului, să ne schimbe inimile fiecărui dintre noi. Amin. Aș vrea să vă invit să vă ridicați pe picioare și aș vrea să citesc câteva versete din 1 Petru, din capitolul 4, începând cu versetul 7 până la versetul 11 inclusiv. Pagina în Sfintele Scripturi, 1194. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Mai presus de toate să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții, căci dragostea acoperă o sumedenie de păcate. Fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtiri, ca niște buni spravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care a dat-o Dumnezeu. Pentru că în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a cărui este slava și puterea în veci vecilor. Amin. Vă invit să reluați locurile. Apostolul Petru vine și le vorbește unor oameni aproximativ 2000 de ani în urmă. Vine și le spune celor din Asia, din Bitinia, din Pot, din Galatia, unor oameni și le spune că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Aș vrea ca în această seară ceea ce aș vrea să vă spun, că sfârșitul tuturor lucrurilor este mai aproape acum de noi decât au fost de ei atunci. Și aș vrea ca în această seară să luăm aminte la cuvântul Domnului, ceea ce Domnul vrea să ne vorbească și vrem ca Domnul să ne întărească la lucrul acesta. Tot Apostolul Petru, în capitolul 3, versetul 11, spune așa: deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi? Printr-o purtare sfântă și evlavioasă, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Cuvântul Domnului și întrebarea care în această seară aș vrea să fie în inimile fiecare dintre noi. Spune cuvântul Domnului, deci, fiindcă toate lucrurile au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fim noi? Aș vrea ca în această seară să fim niște oameni, așa cum cuvântul Domnului ne spune, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Cuvântul din această seară și mesajul care aș vrea să-l transmit, titlul acestui mesaj, i-am pus modelul omului care așteaptă venirea Domnului. În această seară, poezia care s-a recitat în mijlocul nostru ne-a vorbit despre venirea Domnului Iisus Hristos. Ne-a vorbit că într-o zi Dumnezeu va veni și să-și ia mireasa. Dar întrebarea este dacă în această seară tu ești pregătit pentru ca venirea Domnului să fie pentru tine? Ești pregătit ca în această seară să fii în prezența Domnului așa cum Dumnezeu te cere? Pentru că cuvântul Domnului spune că venirea Domnului va veni ca un hoț și noi, fiecare dintre noi, nu știm când va veni venirea Domnului. De aceea a vrea ca Dumnezeu să ne găsească pe fiecare dintre noi, să ne găsească pregătiți. Inima noastră să fie pregătită, viața noastră să avem o viață sfântă și curată și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să vorbesc de câteva lucruri importante, câteva lucruri care aș vrea să fie benefice pentru noi, pentru viața noastră,
Aș vrea să vorbesc despre cum ar trebui să arate un creștin, un om al lui Dumnezeu care așteaptă venirea Domnului. Aș vrea ca în această seară să vorbesc despre aceste lucruri și aș vrea ca cuvântul Domnului să ne îndemne pe fiecare dintre noi să avem și fiecare dintre noi să așteptăm venirea Domnului. Aici spune Apostolul Petru, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape, fiți înțeleți. Primul lucru care aș vrea ca în această seară să îl punem în inima noastră și ne îndeamnă Dumnezeu să fim niște oameni înțelepți. Cuvântul Domnului în această seară ne îndeamnă la lucrul acesta și așa de frumos și Domnul Iisus spune acea pildă a celor 10 fecioare, spune că 5 erau înțelepte și 5 erau nechipzuite. Și spune cuvântul Domnului când trâmbița a sunat, când Domnul Iisus a venit, când mirele a venit să-și ia mireasa, spune că toate s-au trezit, s-au sculat, dar spune cuvântul Domnului că 5 aveau ulei în candelă, dar 5 nu aveau ulei în candelă. Și spune cuvântul Domnului că acele 5 au intrat în odaia de nuntă. Aș vrea ca în această seară fiecare dintre noi să fim niște oameni care, să fim niște copii al lui Hristos, care să avem ulei în candelă. Ceea ce vrea Dumnezeu în această seară, să avem ulei în candele noastre. Vrem ca Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, vrem ca Dumnezeu să ne dea putere, ulei, să avem cuvântul lui Dumnezeu, să avem Duhul Sfânt în inima noastră, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi spune aici cuvântul Domnului și vegheați în vederea rugăciunii. Unul dintre lucrurile care, probabil în ultima vreme, bisericile, familiile noastre duc lipsă, este rugăciunea, stăruința în rugăciune și aș vrea ca în această seară să rugăm pe Domnul, Doamne, noi vrem ca poporul de Mansoi, vrem ca familiile de Mansoi să fie niște familii care să fie rugăciunea în mijlocul nostru. Cuvântul Domnului de multe ori și prin dar de prorocie ne-a vorbit în mijlocul nostru, căci de multe ori altarul rugăciunii nu mai este în cortul nostru, altarul rugăciunii nu mai este de multe ori în viața noastră și aș vrea ca în această seară, dacă vrem să așteptăm și spunem că suntem niște copii care așteptăm venirea Domnului Iisus Hristos, dacă vrem să apărăm să fim niște oameni care așteaptă venirea Domnului Iisus Hristos, am vrea să fim niște oameni ai rugăciunii. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta pentru că și doar așa vom birui. Știți, atunci când Daniel era într-o mare problemă, cuvântul Domnului spune că el a insistat și spune cuvântul Domnului că de 3 ori înălța rugăciuni către Domnul. Chiar dacă era într-o problemă destul de mare, chiar dacă viața lui era în primejde, spune că el a făcut ca înainte și se ruga Domnului și Dumnezeu a făcut ca să aibă o mare biruință. Aș vrea ca în această seară să înțelegem lucrul acesta, căci dacă vrem să avem biruință în viața noastră, dacă vrem ca biserica să aibă biruință, noi avem nevoie să fim niște oameni ai rugăciune. Avem niște nevoie ca altarul rugăciunii să fie în corturile noastre, să fie în biserica noastră, să fie în viața noastră și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi aici, Apostolul Petru îi îndeamnă pe acești oameni și cred că și în această seară ne îndeamnă pe fiecare dintre noi, spune așa, mai presus de toate, să aveți o dragoste fierbinte unii pentru alții. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta și cred că ceea ce avem nevoie și atunci când noi trebuie și spunem cuvântul acesta, dragoste, lucrul care trebuie să ne gândim, trebuie să ne gândim la sacrificiu. Dragostea necesită un sacrificiu. Spune cuvântul Domnului Iisus că în Ioan 3:16, Domnul Iisus spune, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu. Este nevoie de un sacrificiu și aș vrea ca în această seară să înțelegem, dacă noi spunem că iubim pe Hristos, noi trebuie să trăim ca Hristos, trebuie să trăim așa cum Hristos ne-a învățat și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Probabil dacă tu îi spui soției tale că o iubești, dar dacă îți cere un favor niciodată, nu ești dispus să-i faci favorul respectiv, vreau să spun căci tu nu poți să spui că iubești. De aceea aș vrea ca și în această seară să înțelegem lucrul acesta și să știm lucrul acesta, căci dacă avem nevoie și spunem, Doamne, noi Te iubim din toată inima, este nevoie ca să facem și voia lui Dumnezeu și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta, să fim niște oameni care să facem voia lui Dumnezeu. Apoi, aici cuvântul Domnului spune, fiți primitori de oaspeți între voi, fără cârtiri. Atunci când mi-am pregătit aceste gânduri, mă gândeam, am zis, Doamne, să sar peste lucrul acesta, dar
Duhul Domnului m-a îndemnat să vorbesc și despre lucrul acesta și aș vrea să fim în această seară și să rugăm, Doamne, vrem ca biserica din Mansuie, vrem ca familia noastră, vrem să fim și să avem în noi acest dar, acest dar care Dumnezeu vrea să-l avem fiecare dintre noi, să fim niște oameni primitori de oaspeți, Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Eu cred că și de multe ori Dumnezeu, pe fiecare dintre noi probabil ne-a binecuvântat și avem case mari. Aș vrea că Dumnezeu în această seară vrea să ne spună lucruri care este nevoie. Este nevoie ca atunci când este nevoie, ca tu să primești pe cineva în casa ta, să-ți deschizi ușa și Dumnezeu să ne dea putere la fiecare dintre noi la lucrul acesta. Apoi în versetul 10, Apostolul Petru spune, ca niște buni ispravnici ai Harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Aș vrea să fim și să avem în inima noastră lucrul acesta. Fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dumnezeu să ne dea putere la lucrul acesta. În Romani, capitolul 12, începând cu versetul 4, Cuvântul Domnului spune așa, căci după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup după în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții să se țină de îmbărbătare. Cine dă să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenii să o facă cu bucurie. Vedem lucrul acesta atât de important aici. Apostolul Pavel îndeamnă și spune așa, fiecare dintre noi trebuie să înțelegem lucrarea care am fost chemați. Și foarte important este ca să înțelegem că darurile care sunt în biserică, darurile care sunt în viața noastră, Dumnezeu ni le-a dat pentru ca să fim folositori pentru ceilalți din jurul nostru, pentru frații noștri, pentru surorile noastre. Și aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Poporul Domnului are nevoie de darul, dar darul nu este pentru noi înșine, ci este pentru cei din jurul nostru și aș vrea ca fiecare dintre noi să înțelegem lucrul acesta și la lucrul care Dumnezeu ne-a chemat. Apoi versetul 11 spune așa, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Aș vrea și în direcția aceasta să stăm înaintea Domnului și să vedem dacă eșuăm de multe ori. Mi-aduc aminte atunci când probabil fiecare dintre noi știm când ne-am întors la Hristos, probabil fiecare dintre noi când ne întâlneam unii cu alții, probabil vorbeam cel mai mult despre Hristos și cu trecerea anilor, de multe ori lucrurile acestea s-au dus și de multe ori acum când ne întâlnim, probabil că vorbim foarte mult de lucrurile acestea pământești, de lucrurile acestea care trec odată cu întrebuințarea lor, dar nu mai vorbim despre Hristos, nu mai vorbim despre Harul lui Hristos. De aceea aș vrea ca în această seară Dumnezeu să pună noi dorința aceasta și să pună dorul acesta, așa cum spune aici, dacă vorbește cineva să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Am vrea ca atunci când ne adunăm, am vrea atunci când probabil ne întâlnim unii cu alții, ceea ce trebuie să facem și ceea ce ne îndeamnă cuvântul Domnului, să vorbim despre cuvântul lui Dumnezeu, să vorbim despre dragostea măreață care Dumnezeu și-a arătat-o față de fiecare dintre noi. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Apoi spune aici, cuvântul Domnului, dacă slujește cineva să slujească după puterea pe care i-a dat-o Dumnezeu, pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos. Aș vrea să înțelegem lucrul acesta că ceea ce vrea Domnul în această seară de la noi, fiecare dintre noi, să slujim Domnului cu puterea care Dumnezeu ne-a dat-o. De multe ori suntem dispuși, probabil, să nu slujim Domnului. Suntem de multe ori, ne tragem înapoi și spunem noi, nu putem să facem lucrarea respectivă. Dar cuvântul Domnului nu te îndeamnă să faci mai mult decât ceea ce tu poți. În această seară vrem să înțelegem fiecare dintre noi că cuvântul Domnului ne îndeamnă ca fiecare dintre noi
să fim niște oameni, să slujim cu puterea care Dumnezeu ne-a dat-o. Pentru că Dumnezeu ne-a dat puterea aceea și vrem ca Dumnezeu să ne dea putere în continuare, ca fiecare dintre noi să înțelegem lucrul acesta, căci noi trebuie să fim niște oameni care slujim unii altora și Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Și toată lucrarea aceasta care noi o facem aici, în casa Domnului, în prezența Domnului, noi nu o facem pentru ca să ne arătăm noi cât de buni suntem în ceea ce facem, ci o facem pentru că vrem ca toată slava și toată cinstea și gloria să fie lui Dumnezeu. Apoi, în versetul 12, Apostolul Petru le spune acestor oameni și în această seară, cuvântul Domnului ne spune și nouă, și aș vrea să luăm aminte la cuvântul Domnului, un om care așteaptă venirea Domnului, un om care este gata să-L întâmpine pe Iisus Hristos pe nor de slavă. Aș vrea să înțelegem un lucru, că aici spune în versetul 12, preiubiților, nu vă mirați de încercarea de foc din mijlocul vostru care a venit peste voi ca să vă încerce ca de ceva ciudat care a dat peste voi. Dimpotrivă, bucurați-vă întrucât aveți parte de patimile lui Hristos. Aș vrea ca în această seară să înțelegem un copil al lui Dumnezeu, un copil care așteaptă venirea Domnului. Aș vrea să vă înțelegem că noi avem parte și din încercări, avem parte și de necazuri. Cuvântul Domnului și Domnul Iisus a spus că în lume veți avea necazuri, dar îndrăzniți, căci eu am îndrăznit și am biruit lumea. Tot în Romani, în capitolul 5, Apostolul Pavel spune așa, ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. Răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Însă nădejdea aceasta nu înșeală, pentru că dragostea lui Dumnezeu a fost turnată în inimile noastre prin Duhul Sfânt care ne-a fost dată. De multe ori trebuie să înțelegem lucrul acesta, căci și necazurile îl prelucrează pe creștin pentru ziua răscumpărării, pentru ziua când Domnul Iisus va veni pe nor de slavă. Și aici Apostolul Pavel spune, ba mai mult, ne bucurăm chiar și necazurile noastre. Eu știu că de multe ori este greu să te bucuri în necazuri, este greu să te bucuri în suferințe, dar în această seară cuvântul Domnului spune așa, că în necazurile noastre, că știm că necazul aduce răbdare. De multe ori avem nevoie de lucrul acesta, avem nevoie de răbdare în viața noastră și de multe ori necazul ne prelucrează în direcția aceasta. Și aș vrea că atunci când Dumnezeu ne încearcă, aș vrea să ascultăm și să rămânem în ascultare de cuvântul Domnului. Apoi continuă aici versetul 4 și spune că răbdarea aduce biruință în încercare, iar biruința aceasta aduce nădejde. Aș vrea ca Dumnezeu să ne binecuvinteze pe fiecare dintre noi cu acea nădejde vie, o nădejde care ne dă speranță că într-o zi noi îl vom vedea pe Domnul Iisus, într-o zi ne vom întâlni cu El și vom fi ca El și Dumnezeu să ne ajute să credem lucrul acesta și să avem în inima noastră această nădejde. Apoi, ultimul lucru care aș vrea să vorbesc în această seară, spune Apostolul Petru și spune, dacă sunteți batjocoriți pentru numele Lui Hristos, ferice de voi, fiindcă Duhul Slavei, Duhul lui Dumnezeu, se odihnește peste voi. De multe ori, ceea ce am vrea să înțelegem, am vrea să fim copiii lui Hristos, am vrea să fim slujitori al Lui, dar nu vrem să acceptăm batjocura din jurul nostru, în jurul oamenilor care de multe ori probabil ne batjocoresc. În această seară, cuvântul Domnului ne spune că noi de multe ori este nevoie să acceptăm și batjocura din partea oamenilor, pentru că și Domnul Iisus a fost batjocorit. Aș vrea ca în această seară să înțelegem lucrul acesta și ceea ce aș vrea ca Dumnezeu să ne dea putere, ca fiecare dintre noi să fim niște oameni care să-L așteptăm pe Domnul Iisus. Aș vrea să fim niște oameni care așteptăm venirea Domnului și Domnul să ne dea putere. Amin.